Poziția domnului primar numărul 76 din 26 februarie 2018 a fost convocat pentru astăzi în ședință ordinară. Aș dori să vă consult dacă ați primit materialele de ședință, precum și procesul verbal de la ședința anterioară. Da. Din consultarea condiții de prezentă, rezultă că din cei 17 consilieri convocați sunt prezenți în număr de 16, întrucât un mandat de consilier a fost declarat vacant prin ordinul prefectului. Dau cuvântul domnului primar pentru a prezenta ordinea de zi, precum și ordinul domnului prefect. Da, bună ziua și bine ați venit la ședința din data de 4.3.2018. Vreau să vă informez și cred că ați observat și dumneavoastră, aveți 24 de puncte pe ordinea de zi care au fost transmise pe adresa de mail, iar mai avem încă 3 puncte pe ordinea de zi suplimentar. Unul dintre ele este acesta pe care vă voi da citire, ordinul prefectului județului Bacău, după care vă voi informa și celelalte două. Da, Ministerul Afacerilor Interne, Instituția Prefectului Județului Bacău, ordin, privind constatarea încetării de drept înainte de expirarea duratei normale a mandatului de consilier local al domnului Diaconu, consilier local în cadrul Consiliului Local al Comunei Lofteana, județul Bacău, precum și declararea locului de consilier local vacant. Prefectul județului Bacău, având în vedere referatul numărul 4601 din 28.02.2018 al serviciului juridic din cadrul instituției prefectul județului Bacău, adresa cu numărul 26 din 20.02.2018 a Partidului Social Democrat, organizația județeană Bacău, înregistrată la instituția prefectul județului Bacău sub numărul 4341 din 26.02.2018. Hotărârea numărul 24 din 17.02.2018 a PSD, Organizația Județeană Bacău, privind retragerea sprijinului politic domnului Diaconu Nelu din calitatea de consilier local în consilier local Dofteana, a Consiliului Local Dofteana, precum și excluderea acestuia din PSD. Prevederile articolului 9, aliniatul 1, aliniatul 2, litera H și aliniatul 4, articolul 12, aliniatul 1 și aliniatul 3, din legea 393/2004 privind statutul aleșilor locali cu modificări și completările ulterioare. În temeiul articolului 26, aliniatul 1, din legea numărul 340/2004 privind prefectul și instituția prefectului, republicată, modificată și completată, emit următorul ordin. Se constată încetarea de drept înainte de expirarea duratei normale a mandatului de consilier local a domnului Diaconu Nelu, consilier local în cadrul Consiliului Local al Comunei Dofteana, județul Bacău, ca urmare a pierderii calității de membru al partidului politic pe a cărei listă a fost ales. Se declară vacant locul de consilier local. Prezentul ordin poate fi atacat la instituția de contencios administrativ în termen de 10 zile de la comunicare. Serviciul juridic din cadrul instituției prefectului județului Bacău va comunica prezentul ordin autorităților deliberativă și executivă din Comuna Dofteana, titularului ordinului și Partidului Social Democrat, organizația județeană Bacău. Semnătura prefectului Marecica Luminița Coșa, secretarul Valentin, subprefectul Valentin Ivancea. Deci, acesta este un punct plus pe ordinea de zi. Al doilea. Se propune inițierea procedurilor din regim de urgență pentru efectuarea măsurilor cadastrale și a ridicărilor topografice în vederea intambulării drumurilor comunale vecinare și străzile din satele Dofteana, Ștefan Bodă și Hădea. E vorba acolo unde va fi canalizarea. Vă voi da explicații la momentul respectiv. Următorul proiect de hotărâre. Se propune validarea mandatului de consilier local. Modificarea comisiei de validare. Se propune modificarea și completarea articolului 1 din hotărârea Consiliului Local numărul 80 din 24 iunie 2016 a comisiei de validare a Consiliului Local al Comunei Dofteana, întrucât potrivit ordinului prefectului numărul 56 din 28 februarie 2018 s-a constatat încetarea de drept înainte de expirarea duratei normale a mandatului de consilier local a domnului Diaconu Nelu, consilier local în cadrul Consiliului Local Dofteana, județul Bacău, prin înlocuirea cu domnul consilier Odhoze Vasile. Deci, încă o dată repet, se propune modificarea și completarea hotărârii Consiliului Local al Comunei Dofteana, întrucât, în baza ordinului prefectului,
a fost demis domnul de acolo Nelo și va fi locuit cu Hoze Vasile în calitate de secretar al Comisiei de Validare. Asta vreau să vă spun. Deci domnul de acolo avea și calitatea de secretar de președinte a Comisiei de Validare. De Consiliul Local, și următorul punct, deci cel de-al treilea care este suplimentar pe ordine de zi, se propune validarea mandatului de consilier local în cadrul Consiliului Local al Comunei Dofteana al domnului Camara Nicolae, supleant pe lista de candidați a Partidului Social Democrat la alegerile din data 5 iunie 2016. Se propune ca domnul consilier local Camara Nicolae, membru în Comisia pentru Programe de Dezvoltare Economică, Socială, Buget, Finanțe, Administrativ, Domeniul Public al Comunei Dofteana, Agricultură, Gospodărie Comunală, Protecția Mediului, Servicii, Comerț, respectiv secretar al acestei comisii. Dacă sunteți de acord cu cele trei puncte, plus pe ordinea de zi, și cu informarea pe care v-am transmis-o de la Prefectura Județului Bacău. Discuții dacă sunt. Supunem la vot ordinea de zi plus cele trei puncte. Precum și procesul verbal de la ședința anterioară. Da, precum și procesul verbal de la ședința anterioară. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? S-a votat cu număr de 16 consilieri. Trecem la punctul numărul 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de atribuire a caietului de sarcini pentru închirierea prin licitație publică a casei satului Cucuieț, conform regulamentului aprobat prin hotărârea Consiliului Local numărul 23 din 2014. Da. Se propune aprobarea documentației privind organizarea și desfășurarea licitației publice pentru închirierea spațiului la casa satului Cucuieț, în suprafață construită, desfășurată, 241 metri pătrați, iar area utilă 204 metri din 85 și terenul afectat construcțiilor situat în intravilanul satului Cucuieț, strada Valea Podului, numărul 100, comuna Dofteana, județul Bacău, conform anexe numărul 1, 2 și 3, care face parte integrată din prezentul proiect de hotărâre și cuprinde. Secțiunea numărul 1. Instrucțiuni pentru ofertanți și criterii de atribuire, inclusiv caietul de sarcini. Secțiunea numărul 2, formulare, și secțiunea numărul 3, modelul de contract. Deci, vă supun spre analiză și aprobare închirierea casei satului de pe strada Valea Codului numărul 100 din Cucuieț, în suprafață de 204,85. E vorba de 204,85, se închiriază doar suprafața utilă. Nu vorbim de 241, care este suprafața desfășurată. Da, deci caietul de sarcini se achiziționează de la Unitatea Administrativ-Teritorială Dofteana, dar începând cu data de luni, asta înseamnă pe data de 5, Unitatea Administrativ-Teritorială are obligația să pună în cele două ziare, unul de circulație națională Adevărul și unul Anunț în Deșteptarea, care va sta timp de 20 de zile, acolo unde va da informațiile necesare cu privire la ziua, ora licitației și costurile care sunt necesare pentru a putea să-ți atribuie caietul de sarcini. Din câte cunosc, mi se pare că este de 200 de lei pentru fiecare care dorește să participe la licitația cu strigare. Acești 200 de lei se folosesc la taxele care vor fi plătite pentru anunțurile în ziar. Noi vom da anunțuri și pe site-ul Primăriei Comunei Dofteana, vom pune și la gazeta noastră pe care o avem aici la instituție, probabil vom mai pune și câteva afișe în toată localitatea. Are dreptul să participe orice persoană juridică, mă refer persoană juridică, societate comercială, IEI, IEF sau AFE-urile sunt desfințate, domnul consilier, sau ESA. Da. Deci persoane juridice pot să participe cu oricine. Se pleacă conform raportului de expertiză și evaluare de la 0,7 euro pe metru pătrat. Deci începând cu data de luni, probabil cel târziu marți, veți vedea timp de 20 de zile acest anunț în ziarul Adevărul și Deșteptarea. Cine dorește și amatorii care doresc să desfășoare activitate economică respectând caietele de sarcini, poate să se înscrie la licitație și să participe. Comisia va fi formată prin dispoziția primarului Dofteana, însoțită de un reprezentant delegat al Consiliului Județean Bacău. Dacă aveți discuții, domnule. Discuții pe seama acestui proiect.
Dacă sunt? Da. Avizul comisiei. Comisia juridică avizează favorabil acest proiect de hotărâre cu 5 voturi pentru. Supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? S-a votat cu număr de 16 consilieri. Trecem la numărul 2. Proiect de hotărâre privind finanțarea integrală de venituri proprii cu suma estimativă de 60.000 lei, a cheltuielilor necesare, achiziții de numere de case administrative și plăcuțe de numire străzi. Da, se propune stabilirea priorității în aprobarea și în efectuarea cheltuielilor publice locale pentru finanțarea integrală din venituri proprii cu suma estimativă de 60.000 de lei, a cheltuielilor necesare achiziției unui număr de 5582 numere de case administrative și a unui număr de 635 plăcuțe cu denumirea străzilor, cu respectarea prevederilor legale în baza legii 98/2016 privind achiziția publică. Da. Deci este vorba despre 5582 de numere de case, deci avem în localitatea noastră 5582 de case. 635 de plăcuțe pentru denumire de străzi. Noi, cei de la achiziții publice, au primit câteva oferte. Ofertele care le avem sunt două, trei câte sunt la număr. Pe noi ne interesează să fie rezistente și acolo unde vom ajunge la fiecare casă, le vom da în primire în baza unui proces verbal. Dacă la numele de case. Pentru că numele de case, ele trebuie spuse la loc vizibil, pe gard, nu pe case, în spate sau în altă parte, pentru că adresa trebuie să se vadă și să fie vizibil de la distanță. Iar denumirea de străzi, în funcție de lungimea străzii, vom pune câte o plăcuță, două, trei sau mai multe, dacă este cazul. Da, facem o comparație, 5582 de case, fiecare dintre ele au un proprietar, dar la gunoi avem numai 2800-3000. Da, spuneți, vă rog. Aceste plăcuțe sunt numai efectiv la case sau și la terenurile care sunt derale? Terenurile derale. Da. E normal, dar nu ai cum să pui chiar la toate terenurile derale, vorbim la toate terenurile care sunt în incinta localității. Din intrabila. Da, dar nu la toate terenurile putem pune. Exemplu. Acolo ne-a trecut extravilanul în intravilan, în urmă cu aproape 10 ani, mă refer la câmpul Bofteana, care vine până aici la fabrica de cărămidă. Terenul respectiv nu ai cum să le identifici atât timp cât nu au schiță cadastrale. Și la terenul respectiv nu ai cum să le pui numere. Dar, în schimb, le avem în evidență fiecare și în momentul când cetățeanul respectiv vine să-și întocmească schița cadastrală sau noi o să ajungem cu cadastrul sistematic, la locul respectiv, atunci îi atribuim, numărul este deja atribuit și atunci vedem și numele, cine este și proprietarul. Iar pe adresa respectivă, când solicită adeverință de rol să-și facă cadastru, îi atribuim adeverință de rol cu adresa și numărul respectiv pe terenul din intrabila. Mă refer cele care sunt în câmp, acolo e o problemă. Sau aici, în zona insula, la biserica veche, care este trecută din intrabila. N-ai de unde să identifici, sunt foarte multe suprafețe de teren și n-ai cum să le identifici pe toate, dar în schimb, noi totuși avem numele și în momentul când se identifică persoana, îi dăm inclusiv numărul în adresă, cel puțin. Dar cei care au lucrat la efectuarea nomenclatorului stradal, care au fost echipe destul de multe, care au fost și până în 7, 8 sau 10 persoane, în momentul când vom intra în posesia numerelor respective pentru străzi și locuințe, își asumă responsabilitatea și se duce cu un lucrător contractual de la noi, cu plăcuța, cu horșuruburi și îi prinde omului pe poartă. Pentru că dumnealor le-a atribuit numărul, dumnealor le-a atribuit strada și au responsabilitatea până la încheierea acestui proiect. Dacă aveți discuții. Alte discuții, dacă sunt. Aviz comisiei. Comisia de favorabil. Dar atunci supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? S-a votat cu număr de 16 consilieri. Trecem la punctul numărul 3. Proiect de hotărâre privind finanțarea integrală din venituri proprii cu suma estimativă de 35.000 lei, a cheltuielilor necesare, achiziție de vitrină frigorifică, frigidere, cântare electronice în piața zonală Dofteană. Da. Se propune stabilirea
priorități în aprobarea și în efectuarea cheltuielilor publice locale pentru finanțarea integrală de venituri din venituri proprii, cu sumă estimativă 35.000 de lei, necesare achiziției unor mijloace fixe la piața zonală Dofteana. Vitrine frigorifice în valoare de... Deci s-au solicitat pe internet câteva oferte, deci două bucăți, 24.000 de lei. Deci ele nu sunt achiziționate, dar totuși mi se par destul de scumpe. Frigider în valoare estimativă de 4.000 de lei, una bucată. Cum vă spuneam, vitrine frigorifice, două bucăți. Cântare electronice, 10 bucăți, în valoare de 50.000 de lei toate. Astea sunt niște valori estimative. Da, noi avem o adresă de la DSVSA prin care, pentru autorizarea modului comercial, ne trebuiesc aceste vitrine, acest frigider despre care vă spuneam și, bineînțeles, cântarele pe care trebuie să le achiziționăm și, după ce le vom achiziționa, atunci, într-o hotărâre a Consiliului Local, aici o să vin cu propunerea acele cântare pe care le dăm în chirie celor care vor să desfășoare activitatea economică, să fixăm și o taxă. Da, dacă aveți discuții. Da, discuții pe seama acestui proiect de acțiune. Comisia? Aviz favorabil. Da, spunem la vot cine este pentru. Împotrivă. Abțineri, s-a votat cu număr de 16 consilieri. Trecem la punctul numărul 4. Proiect de hotărâre privind finanțarea integrală din bugetul local în sumă estimativă de 523.000 lei pentru realizarea obiectivului lucrări de reparații capitale drum comunal, sat Cuieț, Comuna Dofteana, județul Bacău. Da, se propune finanțarea integrală la bugetul local în sumă estimativă de 523.000 de lei cheltuielilor necesare pentru realizarea obiectivului de investiții lucrări de reparații capitale, drum comunal, sat Cucuiesc, Comuna Dofteana, județul Bacău, modernizare drum comunal Cucuiesc, Comuna Dofteana, conform listei de investiții pe anul 2018, în suprafață de 750 metri liniari, în baza documentației tehnico-economice ale obiectivului de investiții. Aici avem proiect, avem avize din avize reiese faptul că ni se permite să lucrăm din cantitățile prevăzute în devize, reiese faptul că există o sumă destul de consistentă în care va scarifica, va scoate tot ce există acolo rău, nu plombare, e vorba de reparații capitale, va scoate tot acolo, va face o canalizare a apelor pluviale, o regolă, așa, cu scurgerea apelor pluviale și apoi două rânduri de mixtură asfaltică. Cred că va lua ființă spre sfârșitul anului acest proiect. Lista de investiții există, sumele de bani există, dar avem cele două poduri, de la Cojocaru și de la Aurel, Uric, zis, care ele, la ora actuală, se află în evaluare, după ce vor fi evaluate și atunci se va adjudeca unei firme lucrările respective. Întâi trebuie să făcute podurile, pentru că la cele poduri m-a informat proiectantul că va fi nevoie de peste 200 de cifaroane de beton. Ori nu putem să turnăm asfaltul și să trecem cu 200 de cifaroane de beton după. Întâi facem podurile și apoi vom face și drumul. Iar la cele două poduri prevede 25 de metri în aval, 25 în amonte, inclusiv între cele două poduri, asfalt, în devizul podurilor. Deci după ce va fi asfaltat între cele două poduri, după ce vor fi construite cele două poduri, apoi vom continua noi cu asfaltarea până la Ionică Camară. Deci cu reparația capitală. Faptul că va face reparație capitală până acolo, va lucra la regulă, până la turnarea asfaltului, va fi altceva. Deci astea au fost sfaturile proiectantului. Dacă dumneavoastră aveți discuții. Da, discuții pe seama acestui proiect. Aviz comisiei? Aviz favorabil. Nu supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? S-a votat cu număr de 16 consilieri. Trecem la punctul numărul 5. Proiect de hotărâre privind finanțarea integrală din bugetul local cu suma estimativă de 25.000 lei a cheltuielilor necesare pentru achiziționarea unui sistem alarmă privind asigurarea activității de înștiințare, avertizare, prealarmare și alarmă în situații de protecție civilă. Da.
Nu mai dau citire acestui proiect, l-ați citit dumneavoastră, vreau să dau doar numai explicații. E vorba despre sistemul de alarmare care noi cândva l-am avut pe școala Dofteana, scalat login. De regulă și în lege prevede să punem pe cea mai înaltă sau pe cele mai înalte clădiri din localitatea respectivă. Noi, cu aprobarea Consiliului Local, am mutat-o de la școala Scalar Login cu mulți ani în urmă, am mutat-o pe dispensarul medical, unde a acționat până în anul 2017. În anul 2017 am avut mai multe intervenții până în anul 2017 la ea, dar ea cred că datează cam de 40 de ani, dacă nu mai mult. Nu mai poate fi funcțională, este dată la inspectorată pentru situații de urgență care fiind defectă și nefuncțională. Acum vă supun spre analiză și aprobare în baza ofertelor pe care le avem deocamdată, e vorba de 25.000 de lei, în bani vechi 250 de milioane, care ia pe area pe care trebuie să cuprindă această avertizare sonoră, ar trebui cam în fiecare sat câte una. Pentru că, indiferent cât ar fie de mare și de puternică să aibă rezonanță, nu poate să cuprindă o suprafață atât de mare la în cele șapte sate pe care le avem noi. Dar deocamdată o actualizăm și încercăm să facem procedurile de achiziție, să o cumpărăm pe asta ca să o avem aici, în centrul localității. Apoi, în următorii ani, poate putem să punem și în celelalte sate câte una, chiar dacă nu are la fel rezonanța la asta și nu sunt la fel aceleași costuri. Deci avem obligația, prin inspectoratul pentru situații de urgență, să o activăm de fiecare dată, ori de câte ori este nevoie, mai ales faptul că acum să face tot felul de exerciții, în fiecare lună să facă exerciții cu acest sistem de alarmă. Dacă aveți discuții. Discuții pe seama acestui proiect. Aveți comisii? La seara, domnul primar, plănuiesc că pot pe această locație, nu? Da. Mai bine, o să demontăm ceea ce avem vechi aici și să vedem, astăzi sunt sub alte forme, am văzut la alte primării cum au luat, am văzut și niște monstre, probabil că firma respectivă care o să reușim să încheiem contractul, vine, o montează și dă și un certificat de garanție și o montăm în același punct aici. De ce am adus-o de la școală, am adus-o aici? Pentru că aici avem oameni specializați, avem un om care 24 de ore stă aici și vechează la auto specială noastră de pompier, poate să o acționeze ori de câte ori este nevoie. Și poate să o și verifice inclusiv în weekend, poate să o verifice inclusiv în momentul când există un liber mai lung, mă refer de Paști, mă refer de sărbătorile de iarnă. Deci avem om aici. Pe când la școală nu avem construcțiunea, acolo este în cuia de fiecare dată și nu mai e un om specializat care să aibă și responsabilitate în acest sens. Da, alte discuții? Aviz comisiei? Aviz favorabil. Da, atunci supunem la vot, nu este pentru. Împotrivă, abține, s-a votat cu număr de 16 consilieri. Trecem la punctul numărul 6. Proiect de hotărâre privind finanțarea integrală din bugetul local cu alocarea sumei estimative de 15.000 lei în vederea realizării lucrării de împrejmuire și a lucrărilor de cadastru a cimitirului Bisericii Pentecostale Maranata din Comuna Dofteană. Domnule primar. Comitetul Bisericii Pentecostale Maranata din Comuna Dofteană ne-a făcut nouă o adresă, un referat cu semnătură și ștampila bisericii și cu un necesar de materiale care le-ar fi necesare la împrejmuirea cimitirului din satul Hăghea, acolo unde spunem noi groapa mașinii. În baza estimărilor pe care le-am făcut noi, vă solicit spre analiză și aprobare să aprobăm 15.000 de lei, deci 150 de milioane, în condițiile în care va fi mai mult, vor contribui financiar și dumnealor, inclusiv cu manopera și lucrările cadastrale la acest cimitir care aparține de Biserica Pentecostală Maranata din Dofteana. Dacă aveți discuții, vă. Da, discuții pe seama acestui proiect. Dacă nu sunt, spune la vot. Aviz comisiei. Aviz favorabil. Aviz favorabil. Spune la vot cine este pentru, împotrivă, abțineri. S-a votat numărul de 16 consilieri. Trecem la numărul 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea marcării unei cantități de material lemnos arit de pe pășunea din munca trotușului. Da. Vă vorbesc despre pășunea din munca trotușului. Ea nu este încadrată în amenajamentul silvic, deci nu este considerată pădure, pentru că mai avem doar câțiva arini, restul este
vegetație silvică forestieră naturală, deci regenerare, cum se spune în termenii silvici, așa. Iar în zona stadionului, unde noi ne desfășurăm multe activități culturale, sportive, prezintă un adevărat pericol, arenii care au început să usuce de sus în jos. Nu sunt mulți la număr, dar câțiva sunt. Și inclusiv pe zona spre parcul de agrement, acolo unde merg mulți tineri, chiar și alții mai în vârstă, mai avem câteva luni de zile, o lună jumătate, două, până când vor ieși animalele la pășunat, la fel prezintă un adevărat pericol. Am avut o discuție cu cei de la Ocolul Silvic, ne marcă, în baza regulilor de la Ocolul Silvic, noi avem datoria să și replătim, să le achităm factura, dar categoria de folosință a lungii trotușului este pășune. Deci, domnilor, ne marcă pe pășune, exploatația o vom face noi, în regie proprie. Materialul lemnos, o să vă spun la momentul respectiv cât material lemnos va reieși din ceea ce consideră dumneavoastră cu pasă margem și unde îl vom repartiza. În anul 2017 tot la fel ați dat aprobare și el se află la ora actuală și se încălzește cei de la sala de sport. Mai au, oricum în iarna asta mea, probabil mai rămâne ceva. Iar dacă vom avea și lemn de lucru, îl vom folosi la punți, podețe, pietonale, la lucrările pe care le avem noi în regii proprii. Deci vă spun spre analiză și aprobare, marcarea, nu pot să vă spun cantitatea că n-am de unde să știu acum, dar următoarea ședință vă voi prezenta punerea în valoare a materialului de jos și unde va ajunge el după exploatare, dacă aveți discuții. Da, discuții pe seama acestui proiect. Avizul comisiei. Comisia politică avizează favorabil. 5 voturi pentru. Supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? S-a votat cu număr de 16 consilieri. Trecem la punctul numărul 8. Proiect de hotărâre privind finanțarea integrală din bugetul local cu suma cu alocarea sumei estimative 10.000 lei în vedere realizării lucrări de reparare a acoperișului anexei lăcașului de cult din cadrul bisericii Sfinții Arhanghel Mihail și Gabriel. Da. Dumneavoastră ați dat citire proiectului de hotărâre. Vreau să vă dau următoarele explicații și să intervenim cu rectificarea sumei. E vorba despre casa praznicală care are o lungime de 20-10, are peste 200 de metri pătrați. Cei de la biserică n-au măsurat. Eu am trimis pe Hârbu Cezar, au făcut măsurători, are peste 200 de metri pătrați. Peste 200 de metri pătrați de tablă, de 0,4 sau de 0,5, are valoare. Până punem tabla, trebuie să completăm cu asterial. Deci decopertăm, completăm cu asterială. După ce am pus asterială, trebuie și șipca, trebuie și inclusiv folia, trebuie și celelalte accesorii la uluce, trebuie și coamă. Deasupra trebuie și multe hoșuri. Cu această sumă nu ne putem încadra. Deci propun 15.000 de lei la bogata, 15.000 de lei la larga. Când o să ajungem la bogata, o să discut și acolo. Același lucru se întâmplă și la bogata. Casa praznicală este destul de mare, este acoperită cu asbest, trebuie și dat asbestul jos. Noi estimăm niște sume. Cu siguranță va mai rămâne din ele. Nu vom depăși. Dacă vom ajunge să depășim, sumele de bani le vor suporta Enorea și le vor suporta biserica de acolo. Dar noi totuși estimăm niște sume. Dar dacă vorbim despre biserici și am ajuns la capitolul ăsta, ați văzut că la Biserica 2 Dofteana au fost puse în buget 5 miliarde, iar la celelalte biserici încă 1 miliard, 6 miliarde. Părerea mea este așa, la Biserica 2 Dofteana 5 miliarde care nu cred că nu avem cum să-i consumăm, dar noi am pus estimativ, la celelalte biserici împartem 1 miliard la celelalte biserici. Toate au făcut câte o scrisoare de intenții, mai puțin catolicii de la Bogata și Biserica Pentecostală de la Larga. Am avut o discuție cu dumnealor, probabil în următoarea ședință o să le atribuim și dumnealor în funcție de situațiile de lucrări sau ce lucrări vor să facă ei. Dacă am stabilit 5 la Dofteana și 1 la celelalte, spun așa, 150 de milioane Maranata, 150 de milioane Larga, 150 de milioane Bogata, deci vine 450 de milioane. 200 vine Cucuiețul, vine 650, dacă zic bine, da? Așa. Diferența este plus minus, putem, da, și seaca în 150 de milioane, am zis nu, și vine 800. Deci ar mai vrea în bani vei 200 de milioane, care i-a trebuit în celelalte părți, estimativ, bineînțeles. Da, despre asta vă spun. Deci, doresc să rectificăm, nu la 10.000, la 15.000, estimativ. E posibil să ne încadrăm și cu 10 sau cu 11, cu 12, dar n-avem de unde să știm. În funcție de materiale care vor fi consumate acolo.
Pentru că nu putem lăsa casa descoperită sau trei sferturi făcute. Ea trebuie și dar manopera, dumnealor sunt responsabili să-și achite manopera. Noi le achităm doar material. Mai nou, acum au apărut la curte o cerere tip care vine preotul cu ea și în cererea respectivă completează numele, prenumele preotului, cel care o inițiază sau inițiază acest proiect, completează cu semnătura Consiliului Parohial, completează cu autorizația de construire numărul și devizul de lucrări, iar la încheierea lucrării vine pe acea cerere, pune ștampila și semnează faptul că au primit materialele respective și locul unde au ajuns. Fiecare au responsabilitatea lor. Noi am făcut la fel și până acum, dar în schimb nu exista acea cerere. A apărut prin lege o cerere tip. Pentru că vedeți dumneavoastră să dau sume mari de bani și la Catedrala Mântuirii Neamuri și la alte biserici, și la alte lăcașuri de cult și la alte anexe și accesorii ale bisericii. Dacă aveți discuții. Da, discuții pe seama acestui proiect. Dacă sunt. Avizul comisiei. Avizul comisiei favorabil. Supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abținem. S-a votat cu număr de 16 consilieri. Trecem la punctul numărul 9. Proiect de hotărâre privind finanțarea integrală din bugetul local în sumă estimativă 50.000 lei pentru realizarea lucrării de amenajare a curții interioare cu covor asfaltic la școala gimnazială Hăiac și școala primară Ștefan Vodă. Da. Vreau să vă dau următoarele explicații. Nu știu dacă v-am mai spus, dar am spus în altă parte. Există o fundație numită Terdezon în care dorește să finanțeze în sumă de 17.000 de euro în terenurile de sport a școlilor din județul Bacău. O parte de școli din județul Bacău. A venit o firmă de consultanță, am avut o discuție cu dumnealor aici de mai multe ori, s-a făcut un sondaj de opinie în întreaga localitate, nu numai la noi, peste tot acolo unde dumnealor pot să finanțeze. Și au ajuns la concluzia că majoritatea copiilor și a cadrelor didactice solicită la școli terenuri de sport. La noi nu se numesc terenuri de sport. E o excepție în dofteană. La noi se numesc curți ale școlii. Pentru că dumnealor vor să finanțeze terenuri de sport cu gazon, de exemplu, artificial sau gazon natural. Ori la noi nu putem să trecem cu mașina de 20 de tone sau 15 tone de lemne sau să facem alte lucrări în curtea școlii pe gazonul artificial sau fie el chiar și natural. La noi e o situație mai aparte față de alții. Am avut o discuție și la Consiliul Județean. Propunerea dumnealor a fost una, noi am răspuns în alt fel, în conformitate cu legea 98-2016. Le-am explicat destul de clar. Dacă doresc să amenajeze curțile unor școli și propunerea și ei au venit, era vorba despre școala Cuieț, Hăiac și Ștefan Vodă, dar din calcul a ieșit cu Cuiețul datorită faptului că dacă ne apucăm de grădiniță anul viitor sau anul ăsta, nu pot să știu eu pentru că sumele de bani sunt de la Banca Mondială și când dumnealor grează sumele de bani, ne putem apuca de studii de fezabilitate și de proiect, iese din calcul cu Cuiețul și atunci discutăm despre Ștefan Vodă și Hăiac. Discutând despre Ștefan Vodă și Hăiac, în mod automat, vedeți, acolo trebuie să intre mașina cu lemne, mașina cu aprovizionare, cu orice. Nu se numește teren de sport, curte de școală. Ori dumnealor vor ca la terminare să facă inaugurare pe aceste terenuri de sport și să prezintă celor de la UNICEF și alte altor fundații să justifice sumele de bani pe care le-au cheltuit. Eu nu pot să-mi asum responsabilitatea să-i dau denumirea de sală de sport, pentru că nu de sală de sport, de teren de sport, pentru că prezint un adevărat pericol. Dacă torni beton sau pui biton, pot să cadă un copil, dacă cade cu genunchiul fracturat, dacă cade cu dantura, se întâmplă altceva mai grav. Acum, la ora actuală, dumneavoastră au spus să venim totuși noi cu confinanțare. Eu am propus spre analiză și aprobare 500 de milioane și dumneavoastră au zis că vin cu 17.000 de euro. Ultima adresă pe care ne-a trimis-o cu două zile în urmă reiese faptul că noi să le virăm banii și să facă dumnealor achiziția publică. La nivel de județ, cu toate școlile care poate să le finanțeze, ori nouă nu ne permite legea să le virăm noi banii și ei să facă achiziția. Propunerea mea a fost așa. Amenajăm noi curțile, escavăm tot ce există în curte, facem o canalizare a apelor pluviale să se scurgă normal apa din curțile respective,
pregătim terenul în vederea turnării asfaltului sau a betonului. Deci noi pregătim terenul cu banii ăștia, să presupun. Și dumnealor să vină cu betonul, cu ferobeton sau cu asfaltul. I-am invitat la o discuție în cursul săptămânii viitoare, aici, să vedem dacă putem să cădem de comun acord. În condițiile în care nu vom cădea de comun acord pe proiect, acești bani, dacă nu, amenajăm numai o curte, dar o facem cum trebuie, noi. Deci, în urma discuțiilor care o să le am aici la Unitatea Administrativă Teritorială, vă voi informa la momentul respectiv. Dacă aveți discuții. Da, discuții pe seama acestui proiect. Avizul comisiei. Favorabil. Da, spunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă. Abținere. S-a votat un număr de 16 consilieri. Până acum cu numărul 10. Proiect de hotărâre privind finanțarea integrală din bugetul local în sumă estimativă de 186.000 lei pentru realizarea unor lucrări pe domeniul public al Comunei Dofteana. Da, se propune finanțarea integrală la bugetul local în sumă estimativă de 186.000 de lei pentru realizarea unor lucrări pe domeniul public al Comunei Dofteana. În baza documentației tehnico-economice ale obiectivului de investiții, după cum urmează, betonarea spațiului domeniului public în zona Dofteana Centru, fața magazinului Coop Dofteana, cabinet veterinar, aflată în vecinătatea DN12A, în fața cabinetului veterinar Știrbu Lenuț, acolo în spate, cec Dofteana în sumă de 90.000 de lei. Montarea de pavere în spațiul domeniului public, între blocul Dofteana și Coop Dofteana, acolo unui magazinul actual al lui Denisa, așa, și betonarea drumului vicinal, zona groapa mașinii, în satul Hădeac, Comuna Dofteana, județul Bacău. În total, toate aceste lucrări, estimăm 186.000 de lei. Dacă aveți discuții, vă vorbeam la o ședință anterioară, ne-au rămas de la parcarea de aici, vreo 4 paleți, paveli, borduri, ce mai avem noi și cred eu că ne va ajunge acolo între magazinul Denisa și bloc și vom plăti doar numai manopera, cât va costa manopera acolo și mai reducem din această valoare estimativă. Acolo se intre nisip și manopera, dacă avem noi paveli. Da, paveli vor fi de 8, paveli de trafic, care se poate circula și cu o greutate mai mare de betonul, va fi betonul rutier, așa cum este aici de la scenă, din spatele scenei. Betonul rutier, care betonul rutier se toarnă, el fiind mai consistent față de celelalte betoane, bineînțeles, însoțit de fier beton, care este 4 de dedesubt, tot drenajul și betonul rutier, care rezistă și la tonaj. Dacă aveți discuții. Da, discuții cu seama acestui. Aviz comisiei, aviz favorabil. Da, spune la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? S-a votat un număr de 16 consilieri. Trecem la punctul numărul 11. Proiect de hotărâre privind finanțarea integrală din bugetul local cu alocarea sumei estimative de 15.000 lei în vederea realizării lucrării de reparare a acoperișului anexei lăcașului de cup capela din cadrul Bisericii Romano-Catolice din satul Siaca. Da, vă spuneam și mai înainte, inclusiv despre Siaca, rectificând de la 10 la 15.000, dumneavoastră ne-a făcut anul trecut un referat, așa, care anul trecut n-am putut să-i dăm sumele de bani pentru că l-a făcut și cam târziu. Acum propun 15.000 de lei, își asigură manopera, dar știu sigur că nu le ajunge, că anul trecut era vorba de 350 de milioane, cum mi-ați făcut. Da. Aceasta este suma de bani care vă putem oferi anul ăsta. E posibil în trimestrul 4, dacă va mai fi și o altă rectificare bugetară și vom avea sume necesare, vom veni și cu completarea. Vă interesează manopera, mă refer la dumneavoastră Pisiaca și peste totul, și materiale în valoare de 15.000 care putem să le oferim. Da. Dacă aveți discuții. Da, discuții pe seama acestui proiect. Avizul comisiei. Favorabil. Supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? S-a votat cu număr de 16 consilieri. Trecem la punctul numărul 12. Proiect de hotărâre privind finanțarea integrală din bugetul local cu suma cu alocarea sumei estimative de 15.000 lei în vederea realizării lucrării de reparare a acoperișului anexei lăcașului de cult din cadrul Bisericii Ortodoxe Sfinții Împărați Constantin și Elena din satul Bogata. Același lucru. Deci rectificăm de la 10 la 15.000 și la Bogata. Da?
Da. Pentru reparațiile de la Casa Praznicală. V-am dat explicații la momentul respectiv, dacă dumneavoastră aveți ceva de adăugat sau din prea. Da, discuții pe seama acestui proiect, dacă sunt. Avizul comisiei. Aviz favorabil. Da, atunci supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? S-a votat cu număr de 16 consilieri. Trecem la punctul numărul 13. Proiect de hotărâri privind completarea inventarului domeniului public Comunei Dofteana, aprobat prin hotărârea Consiliului Local numărul 2 din 2001. Da. Ați citit dumneavoastră proiectul de hotărâre, vă dau explicații necesare. Petromul ne-au solicitat nouă, două suprafețe de teren în concesiune, din zona Cucuiețul 1 și unul din zona Bogata. E vorba despre podul Petrol. De la pod Petrol și până la poligonul de tragere, e o lungime de 2,707 metri liniar și o suprafață, mă refer în metri pătrați, 10.959, terenul fiind extravelat. Au solicitat pentru efectuarea unor lucrări, deci înlocuiesc niște conducte de transport Petrol. Atât de la pasarela de la Bogata, cât și până în DN12A, trecem peste cale ferată, cât și aici de la pod Petrol până la poligon. Aceste lucrări au fost făcute de către ei, adică schițele cadastrale sunt făcute de către ei. Cheltuielile care stau la baza acestor schițe cadastrale au fost făcute de ei, dar de la noi le-am dus la un specialist, le-au verificat, s-au făcut niște corecturi și cadastrul va fi în felul următor, de la pod Petrol și până la poligon cu o lățime de 4 metri, unii traversează acolo un singur pârâu și mergem cu același cadastru, iar de la pasarelă până la calea ferată, acolo unii gaturi lui Costel Țifrea, e un cadastru și de la calea ferată până în DN12, un alt cadastru. Pentru că legea spune destul de clar, dacă cadastrul este interupt de un drum, de o calea ferată, de un râu, de un pârâu sau un alt obstacol, se face un alt cadastru. Noi îl trecem în inventariere domeniului public, dumnealor își perfectează actele și apoi, probabil, la ședința următoare, vor veni cu solicitarea de concesiune pe o anumită durată. Noi facem un raport de evaluare și expertiză pe care îl va plăti tot dumnealor, iar noi, perioada de 6 luni sau un an, cât solicit ei, ne va plăti concesiune, bani care vor fi aduși la impozite și taxe, care vor fi plătiți de către Petrol. Astea sunt regulile. Deci, dumnealor, nu sunt proprietari pe drumuri, noi suntem proprietari, dar nu avem toate drumurile trecute în inventarierea domeniului public. Pentru a trece un drum în inventarierea domeniului public, trebuie să faci schiță cadastrală, așa cum am făcut acum, întrebări în inventarierea domeniului public, și ar voi veni cu acest proiect în fața Consiliului Local să putem să avizăm favorabil toate suprafețele exacte și completarea inventariului domeniului public cu valori. Noi de aici, începând cu data de luni, îl dăm la un evaluator autorizat și acest drum de 2,7 km îi stabilește valoare. Valoarea respectivă trebuie să o trecem în inventariere domeniului public. Da, dacă aveți discuții. Discuții pe seama acestui proiect. Avizul comisiei. Comisia juridică avizează favorabil. Cine voturi pentru? Supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? S-a votat cu număr de 16 consilieri. Trecem la punctul numărul 14. Proiect de hotărâre privind finanțarea integrală din bugetul local cu alocarea sumei estimative 20.000 lei în vederea continuării lucrărilor de construire a anexei locașului de cult din cadrul Bisericii Ortodoxe Nașterea Maicii Domnului din satul Cucuieț. Da. V-am dat explicații necesare. E vorba despre 20.000 de lei. Dumnealor au în construcție casa praznicală împreună cu o casă mortuară, turnată în aceeași fundație. La fundația respectivă le-am dat sprijinul financiar și material în anul 2007, atât cât am putut. Așa, anul acesta a propus spre analiză și aprobare 20.000 de lei. Dumnealor ne-a făcut un referat, solicită sume de bani și pentru pictura bisericii și pentru alte lucrări care vor fi la biserica respectivă. Am avut o discuție împreună cu preotul paroc. Le-am explicat destul de clar că anul acesta vrem să dăm în funcțiune Biserica Sfânta Paraschiva Dofteana și trebuie să fie o înțelegere din partea tuturor. Vă spuneam despre toate bisericile, dar uite că n-am dat explicații despre Biserica Adormirea Maicii Domnului, la Părintele David Isaie, care n-am nominalizat-o deloc aici. Deci, domnilor, le-am achiziționat cu câțiva ani în urmă
marmora care vine pusă în biserică și o au în magazie. Dumnealor le-am făcut, le-am reabilitat, practic, casa praznicală de la biserică și probabil poate să mai stai un an de zile. Dacă vom avea alți bani anul acesta, putem să plătim manopera să reaplicăm și marmora. Dar, deocamdată, le mulțumesc pentru faptul că au dat dovadă de înțelegere. Deci vă supun spre analiză și aprobare 20.000 de lei la biserica din satul Cucuieț, Comuna Dorteanu. Da, discuții pe seama acestui proiect. Da, domnul. Domnul primar, o întrebare. Cu toate că ne-ați explicat cum să justifice toate lucrările acestea prin cerere și prin chitanții, la recepția lucrărilor, se face o comisie în partea primării să vadă de bună executare și de cum s-a executat lucrarea? Nu. Nu. Ei și asumă responsabilitatea. Eu vă dau explicații care scrie în lege și le puteți vedea și dumneavoastră. Deci primăria are dreptul să-și angajeze diriginte de șantier la lucrările care sunt făcute, la investiții care sunt făcute prin procedură de licitație, legea 98/2016. Prin lucrările ce stau la baza încredințării directe, negocierii directe, nu prevede diriginte de șantier. Inspectoratul de stat în construcții a stabilit niște reguli care noi trebuie să le respectăm. Da, noi ajutăm cu materiale, dumnealor își plătesc manopera să o facă în regii proprie și noi verificăm starea lor de funcționare a respectivului lăcar sau știu eu ce-și face dumnealor acolo, un grup sanitar sau ce-a făcut capelă și așa mai departe. O fac pe răspunderea lor. Deci în cererea respectivă trece numărul autorizației de construire, acolo unde există. Cum e la biserica Dredopteană? Numărul de deviz de lucrări. Devizele de lucrări și situații de lucrări sunt avizate, semnate și ștampilate de dirigintele șantier. Dar aici se face procedură de licitație. Da, eu am întrebat în sensul că banii se alocă tot de la oameni. Și adică să fie cumva, deci ei își asumă responsabilitatea a ceea ce fac și în semnătură și ștampilă. Efectiv, da. Același lucru s-a făcut și până acum. Același lucru o verificat de fiecare dată Curtea de Conturi, am fost la fiecare biserică. Și când am făcut gardul aici, și când am făcut schiță cadastrală, și când am făcut acțiuni în constatare la instanță, și când am dat sprijin material și financiar la biserica Cucuieț și la biserica Larga, inclusiv la Bogata, care a fost arsă, inclusiv la Catolici și așa mai departe. Peste tot. Am fost cu cei de la Curtea de Conturi. Dumnealor verifică că ei vin aici cu niște facturi. Cu ce facturi? Vine și spune că au cumpărat tablă, au cumpărat fier beton, au cumpărat ciment. Ce au cumpărat ei? Și ei au justificat. Cu ce? Cu facturi. Deci factura, în momentul când o emite o unitate emitentă, o emite pe numele parohiei și vine și o decontăm noi în baza hotărârii Consiliului Local pe care v-am pus-o astăzi, în baza referatului. Bun, factura ajunge la noi. Este decontată de către noi. Când vine Curtea de Conturi, merge în teren. Și în momentul când o mers în teren, să uite acolo. Dacă corespunde ce scrie în factură cu ceea ce există în teren. Facticul cu scripticul se confruntă. Bun, mulțumesc. Deci noi nu avem dreptul să-i verificăm din punct de vedere tehnic. Deci să punem noi în dirigente șantier pentru că nu avem acest drept. Da. Nu avem. Deci dumneavoastră la Cucuieț au făcut biserica și au avut dirigente șantier până în momentul când s-au încheiat lucrările după 36 de luni. Că ei au avut autorizații de construire 12, iar 12 luni și apoi iar încă 12. Deci la 36 de luni au făcut recepția la terminarea lucrărilor. Bineînțeles că recepția la terminarea lucrărilor se face cu aviziu inspectoratul de construire. Așa vom face și noi aici la Dofteana. Deci aici la Dofteana, lucrările se estimează că vor fi gata în anul 2019. După cum vedeți panoul din fața bisericii, scrie în anul 2019. Noi am început pe 7 mai 2016, așa, dar anul ăsta, dacă ne-aș Dumnezeu și o dăm în funcțiune, asta nu înseamnă că este și finalizat. Rămâne pictura din interior, care nu poți să spui că e finalizată lucrarea. Deci se poate face recepția la terminarea lucrărilor parțiale. Parțiale. Doar atât. Ne mutăm în biserică, să vă aduci în biserica respectivă, în baza unei sfințiri, nu sfințirea mare care se face în momentul când e final și s-o și uitat, să facem o sfințire mică și să mutăm biserica. Da. Da. Alte discuții? Avizul comisiei? Favorabil. Da. Supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? S-a votat cu număr de 16 consilieri. Trecem la punctul numărul 15. Proiect de hotărâre privind finanțarea integrală din bugetul local cu alocarea sumei estimative 500.000 lei pentru continuarea lucrărilor de construire la Biserica Parohia 2 Dofteana, Cuvioasa,
Paraschiva. Da, aici există o cerere de solicitare din partea preotului, semnat cu o parte din consilierii bisericii. Există copii cu autorizația de construire, așa, solicitarea, și estimăm o sumă de 5 miliarde. Și vreau să vă dau explicații ce am putea să facem din banii aceștia. Se propune finanțarea integrală din bugetul local, cu alocarea sumei estimative de 500.000 de lei în baza cererii numărul 2641 din 23 februarie 2018 din partea Bisericii Parohia 2 Dofteana cu Vreasa Paraschiva, Comuna Dofteana, pentru continuarea lucrărilor de construire conform autorizației de construire numărul 4 din 5 mai 2017, începute în anul 2017, construit altar de vară, deci asta dorim noi în banii aceștia, dacă putem. Clopotniță, realizare gard împrejmuire, amenajare curte biserică, deci gard împrejmuire, vă dau explicația, cum intrăm în partea stângă la terenul pe care l-am achiziționat noi, cel puțin până în spatele centralei termice, trebuie să fie făcut o fundație de beton de 50-60 cm, că acolo trebuie să venim cu umplutura din curtea bisericii și să ne încheiem cu ce? Cu pavelele, dar nu ne încheiem în gardul, în bordura de la gard, ci va fi între bordura de la gard și bordura de pavele, va fi un spațiu din pământ în care poate putem să reușim să plantăm niște tuie, așa cum am plantat aici în curtea primării, să facem și câteva alei cu spații verzi. Continuă. Amenajarea bisericii, așa, construire boltă interioară, care ea încă nu este făcută. Construire, montare, ușă, altar și masă, altar. Ce se întâmplă? Masa de altar este Sfânta Masă, pe care ea vine construită. Sfânta Masă vine cu marmură, cu ce? Ea vine turnată în beton, dar vine îmbrăcată cu marmură și sunt niște costuri. Iar ușa de la Sfântul Altar, care nu a fost prevăzută în proiect, pentru că nu era necesar să o prevadă în proiect, așa mi-a spus arhitectul și proiectantul. Această ușă trebuie făcută similar, la fel cum sunt și celălalt, trebuie tăiat, decupat peretele, trebuie și montată ușă, trebuie și încuit, făcute reparațiile necesare. Da, mai departe. Amenajare curtea biserică, care intră în banește. Construiți bolta, așa cum a spus interioară, construire, montare ușă altar, încerc scuze că am repetat, montare gresie în interiorul bisericii. E vorba despre gresie de trafic, care este de trei feluri. Aveam undeva aici, notat special ca să vă și informez, amenajarea, așa, reparații, parcare, așa, lucrări, perioare, perioare. Sunt trei tipuri de gresie, da. Gresie ceramicată 156 de metri pătrat, gresie antiderapantă 48 de metri pătrat, gresie trafic mediu 117 de metri pătrat, total 321 de metri pătrat de gresie. Așa. Da. Instalația termică. Deci e vorba despre încălzirea termică, care mai întâi trebuie să făcută clădirea, instalația electrică, centrala termică, caloriferic, canal termic de la centrala termică și până în biserică, inclusiv Sfântul Altar. Da, dacă aveți discuție pe marginea acestui. Și bine, ce să vă mai evie acolo? Proporția respectivă. Nu putem da jos pe asta mare, care este așa. Și a fost foarte bună la momentul care a făcut-o înaintașii noștri, câți ani sunt de atunci. Trebuie să facem una înaltă, ca să poată să facă față la cele două cimitire, că sunt două cimitire, și casa praznicală în partea cealaltă, sau deci în biserica asta la altă. Nu putem da pe altă jos până nu construim una nouă. Sunt trei clopă de care se estimează a fi peste 250, poate până în 300 de kilograme. Toate trei, ele sunt pe lagăre, trebuie montate așa cum trebuie, trebuie și cineva care are și responsabilitate în acest sens. Și după ce am montat clopotele în noua clopotniță, atunci putem să o demontăm clopotnița care vedeți și să zic așa că facem un loc adecvat pentru parcare, să încape mai multe mașini până vom avea un alt teren pentru parcare, cum am spus, în spate și drumul respectiv. Dacă aveți discuții. Discuții pe seama acestui proiect. Sunt avizul comisiei. Favorabil. Supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? S-a votat cu număr de 16 consilieri. Trecem la punctul numărul 16. Proiect de hotărâre privind finanțarea integrală din bugetul local în sumă estimativă 50.000 lei pentru achiziția studiului de fezabilitate numărul 26/2017 întocmit de SECE Catel Proiect SRL cu privire la extindere rețea electrică în satul Hăgheacă.
V-am dat și la ședința anterioară explicații, vorba despre studiul de fezabilitate la instalația electrică care face legătura de la parcul dendrologic la până la adânc. Studiul de fezabilitate, așa ne-au comunicat, estimativ 500 de milioane, 50 de mii de lei. Iar după cum v-am spus, lucrarea nu putem să o facem acum pentru că nu avem sume de bani și nu e o mare prioritate. Deci, cei care sunt în zona respectivă au de unde se lege la energie electrică, poate să-și construiască ce doresc dumnealor, dar mai întâi am tras conducta de apă, acum am făcut studiul de fezabilitate, dacă ne ajută Dumnezeu, anul ăsta turnăm asfaltul și apoi montarea rețelei de energie electrică se poate face și după. Dar studiul de fezabilitate cred că este destul de important. Dacă o avem, îl punem pe lista de investiții anul viitor. Dacă avem sumele de bani, vom face și instalații, dar vă spuneam, de 5 miliarde jumătate. Iar dumnealor vine doar cu 10% confinanțare. Eu. Și apoi scrie în contractul lor, stâlpii sunt a noștri, rețeaua este a noastră și contorul este a lor. Și bani, bineînțeles. Da, dacă aveți discuții. Da, discuții pe seama acestui proiect. Aviz comisiei. Aviz favorabil. Da. Supunem la vot cine este pentru. Împotrivă, abțineri, s-a votat cu număr de 16 consilieri. Trecem la punctul numărul 17. Proiect de hotărâre privind finanțarea integrală din bugetul școlii gimnaziale Scarlat Longhin cu suma 40.000 lei pentru dotarea spațiilor școlare și pentru dotarea cabinetului de biologie, cancelarie, săli, clasă și hol. Da. Cum am aprobat, în momentul când am aprobat bugetul, s-au alocat niște sume de bani, aproape 5 miliarde la școli. Cele 3 școli cu personalitate juridică. Se alocă PRL de către Ministerul de Finanțe. Trece prin bugetul nostru, noi fiind ordonatori principal de credit, le-am dat banii dumnealor. Dar noi tot rămânem, eu, în general, rămân ordonator principal de credit. Mă interesează orice investiție o fac dumnealor acolo. Și au venit cu un referat să-și doteze cabinetul de biologie și aici scrie tot felul de bănci, începând cu catedră, cu tablă, cu bănci, cu scaune și așa mai departe, și se estimează 40.000 de lei. Deci o să-și dea comandă la o firmă autorizată, își face bănci, dotează cabinetul respectiv, dar sumele de bani noi trebuie să le avem sub control. Da. Și vă supun spre analiză și aprobare că uitați ce scrie aici. E vorba de mobilier. Dulap pentru biblioraftul cu încuietor. Catedră. Dulap suspendat cu poliță și geam. Dulap cu geam și încuietoare. Dulap pentru expunere trofeei. Masă, sală de ședință. Bancă individuală cu led metalic 50 de bucăți. Scaune metalice 80 de bucăți. Deci, contabilul de la el i-a pus viza. Finanțarea este din sursa A, cum o numesc dumneavoastră. Dacă aveți discuții. Da, discuții pe tema asta. Dacă nu sunt avizul comisiei. Aviz favorabil. Să punem la vot. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri, s-a votat cu numărul 16 consilieri. Trecem la punctul numărul 18. Proiect de hotărâre privind aprobarea actelor procedurale pentru punerea în aplicare a legii numărul 350 din 2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fondurile publice pentru activități de non-profit și interes non-profit și interes general. Da. Vă dau citire proiectul. Se propune metodologia generală pentru atribuirea contractelor de finanțare din fondurile bugetului local Comunei Dofteana alocate pentru activități non-profit potrivit legii numărul 350 pe 2005 conform anexei numărul 1 la prezentul proiect de hotărâre. Aprobarea domeniilor pentru care se vor acorda finanțări nerambursare, respectiv sport și cultură. Aprobarea ghidului solicitantului. Aprobarea ghidului solicitantului pentru regimul finanțărilor nerambursabile. Componența comisiilor de evaluare, componența comisiilor de soluționare a contestației și regulamentul de organizare și funcționare a comisiilor de evaluare și derularea proiectelor precum finanțări nerambursabile din fondurile bugetului local al Comunei Dofteana și al Comisiei de soluționare a contestației conform anexei numărul 6 din prezentul proiect de hotărâre. Da, se întâmplă. Finanțarea echipei de clubului sportiv, ca să vă spun așa, și a solicitării din partea asociației, cum se numește domnul, de Datin Totușeni, ne-au făcut următoare solicitări. La sport, 40.000 de lei,
iar la cultură 365 de mii de lei. Noi trebuie să ne dăm în baza legii 350 și trebuie să respectăm acest regulament pe care vă solicit spre analiză și aprobare de cum se va întâmpla. Cine solicită de activități culturale sau sportive, că mai sunt și alte asociații, vine și depune un proiect la noi. Depunând un proiect la noi și la Comisia de Cultură, îl studiază. Trebuie să fie o comisie care studiază acel proiect, care îi dă sau nu îi dă eligibilitate, care face o selecție a proiectelor. Poate vine unul și cine știe ce sume de bani și noi nu avem posibilitatea din buget. Se face o selecție a celor proiecte. După ce s-a făcut aceste selecții a proiectului, se dă la buget, se bugetează, dar există și o comisie de soluționare a contestațiilor, care tot noi trebuie să aprobăm acel regulament. Deci face contestații cine este nemulțumit și ajunge la comisia de stabilire și soluționare a contestațiilor și îi dă un răspuns de acord. Deci noi trebuie să aprobăm regulamentul. Pentru că în țară, vedeți dumneavoastră, la toate cluburile sportive, mă refer și la cluburi mari, inclusiv cele mici, care nu au fost finanțate în baza legii 350, au ajuns în situații neplăcute, cum ați văzut și săptămâna trecută pe la televizor. Nu dau explicații despre așa ceva. Deci vă supun spre analiză și aprobare acest proiect de hotărâre și acest regulament care stă la baza finanțării nerambursabile a clubului sportiv și a asociației de date și obiceiuri. Deci dumnealor, cei de la... O să discutăm la momentul respectiv. Astăzi aprobăm doar numai regulamentul. Vă voi da explicații la momentul respectiv. Deci doamna și domnul Gâtu care conduc date introdușenii au solicitat aceste sume de bani. Pentru ce? Ei o să facă exact ce au făcut când s-a întâmplat în luna lui decembrie, când la Casa de Cultură atunci au fost primite toate comunele din județul Bacău care au avut zestrea lor în fiecare localitate și au venit cu date și obiceiuri aici și atunci au trebuit o finanțare a jurului respectiv, un pachet la fiecare copil și așa mai departe. Noi alocăm, dacă dumneavoastră aprobați suma aceasta de bani, dar ei vin cu explicații și spun și o să invit în ședința Consiliului Local, o să dea explicații despre proiectul respectiv, vor să achiziționeze instrumente muzicale și ei vor să formuleze, să formeze, pardon, un taraf muzical. Au stat de vorbă cu un instructor. Instructor care cândva au fost la Mina Comănești și el a format acea fanfară care era la Mina Comănești. Același lucru, aduce acel instructor prin clubul dumnealor, îl plătește asociația respectivă, le cumpără un rând de echipament și vor să facă un taraf muzical. Vedeți că la Ziua Eroilor noi nu avem, pentru că în ziua respectivă inclusiv jandarmeria are alte misiuni, inclusiv cei de la fanfara județului Bacău au alte misiuni mai importante la județ, la prefectură, județ și nu poate. Iar, să zic așa, într-un an, doi, se va forma și la noi acest taraf care intenționăm să-l formăm noi împreună cu dumneavoastră care finanțăm și dăm ființă acestui taraf muzical. Dar vă dau explicații la momentul respectiv și o să-l invit pe domnul Gâtu și pe doamna Gâtu la ședința următoare. Dacă aveți discuții. Da, discuții pe seama acestui proiect. Avizul comisiei. Favorabil. Supunem la vot cine este pentru, împotrivă, abținere. S-a votat cu număr de 16 consilieri. Trecem la punctul numărul 19. Proiect de hotărâre privind finanțarea de la bugetul local cu sumă estimativă 63.000 lei pentru realizarea unor lucrări de extindere și înlocuire rețea de apă, materiale aferente pe domeniul public al Comunei Dofteana. Da. Aici am mai multe referate făcute de o parte din consilier, în care solicită extinderea rețelelor de apă sau înlocuirea rețelelor de apă, mai bine zis. E vorba despre satul Larga, pe ulița la Merchez. E vorba despre satul Hăgheac, pe ulița, să zic, de la Isache, numit Babalaș, ca să văd, până la Nea Mihai Bandragur, dacă zic bine. Da. E vorba despre extinderea rețelei de apă potabilă în satul Cucuieț, acolo unde sunt mai multe semnături de la Țuțuianu, Mihai și până sus la Emil și Roche, estimăm o valoare de 63.000 de lei. Se estimează. Da. Dacă o să putem să le facem anul ăsta, bineînțeles, în această sumă. Intră săpat, poziționat, pus nisip, drenaj, tot ce există, inclusiv fitingăraia necesară, inclusiv coloana respectivă. Înlocuim la Larga, pentru că acolo s-a decolmatat drumul, care de drum vine apă foarte multă. La momentul în care am introdus conducta de apă, am introdus-o la mai bine de un metru, apoi s-a decolmatat părăul respectiv și a rămas conducta la 30 cm și în gheață. Așa de mult? Da, un metru am scos de acolo. Atenea apa, porțile oamenilor rămâsă sunt groane. Bun, și cu conducta respectivă veche, dacă se poate recupera, e bine, dacă nu, dar e vorba de 90.
E vorba de PE de 90, care în momentul când ai băgat lama la bă 2 excavator și mai ales și la 30 cm, nu știu cât se poate recupera. Dar dacă te-a recuperat, o folosim în altă parte. Nu e neapărat de acum să o și aruncă. Și pe toată lungimea de 800 de metri, pe locuită? Sigur că da. Punem de 63 sau altceva, dar aia trebuie să înlocuită. Pentru că iarna îngheață de fiecare dată. Nu avem o altă soluție. Oamenii, după ce am introdus conducta de apă, au spus, domnule, nu mai putem ieși din curte, venind apele mari. Venind apele mari, mă dați seama, nu mai puteai ieși din curte. Am decolmatat, le-am creat posibilitatea să intre și ies în curte, dar am făcut, în partea altă nu am făcut bine, pentru că așa sunt punctat. Și sunt mesolus pe apă. Asta. Da, dacă da, aveți... Alte discuții, dacă sunt. Aviz comisiei? Aviz favorabil. Supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abținere. S-a votat cu număr de 16 consilieri. Trecem la punctul numărul 20. Proiect de hotărâre privind aprobarea articolului 1 din hotărârea Consiliului Local numărul 34/2017 și modifică inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al Comunei Dofteana, însușit prin hotărârea Consiliului Local numărul 2 din 2001. Da, deci se propune abrogarea articolului numărul 1 din hotărârea Consiliului Local numărul 34/2017 și modificarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al Comunei Dofteana, însușit prin hotărârea Consiliului Local numărul 2/2001, după cum urmează. Să vă dau explicațiile necesare despre ce este vorba. Proiectul PIMPOR, proiect european care intenționăm să-l depunem până la data de 1 aprilie, ne-au cerut studiile de teren la școala Scarlat Login, nu mai corespund. Cu mulți ani în urmă, mi-am amintesc că anii 2009-2010 am făcut cadastru. Era o suprafață de peste 8.000 de metri pătrați acolo la școala respectivă. Între timp am construit sala de sport. Apoi am demolat școala veche, am reconstruit o școală nouă, am construit două grupuri sanitare la partier și etajul 1 și am construit o magazie de lemne. Nu una, două. Și un grup sanitar de campanie în exterior. Ei s-au făcut modificări la cadastru. Nu mai corespunde dimensiunile clădirilor, terenul a rămas același, dar nu mai corespunde dimensiunile clădirilor. Fiind deja indambulări făcute pe condițiile astea, solicit abrogarea hotărârii Consiliului Local de la acel moment, de anul trecut, și completarea inventariului domeniului public cu măsurătorile care sunt actuale cu precizia GPS-ului. Dacă aveți discuția. Da, discuții pe seama acestui proiect. Aviz comisiei? Comisia publică a fost favorabil. 5 voturi pentru. Da, supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? S-a votat cu număr de 16 consilieri. Trecem la punctul numărul 21. Proiect de hotărâre privind finanțarea integrală din bugetul local cu suma estimativă de 18.000 lei a cheltuielilor necesare pentru achiziționarea unui număr de 20 perechi costume populare, fete și băieți. Da. Vreau să rectific și aici. S-au omis, s-au trecut 18.000 lei, eu am solicitat 20.000 de lei, pentru că vin 20 de costume. Am sunat la firma care ne-a mai făcut și ne-a făcut și costumele populare și plecăm de la încălțăminte, plecăm de la îmbrăcăminte pentru copii, cu fustă, cu tot ce cu bondiță, cu fustă cu sută și așa mai departe, până la bărării sau căciulă ce să cumpă și o să domne, aproximativ 1.000 de lei de fiecare costum. Așa, cu bărneță, cu cine dau ei. Aici s-a trecut... Așa, s-a omis o greșeală, solicit modificarea din 18.000 în 20.000 de lei, estimativ. Dacă aveți discuții, e vorba despre 20 de costume populare pentru școala gimnazială din satul Larga, nu au niciun fel de costum, cu cuiețoare, cu doftean, au și bine și aici mai trebuie multe, dar le luăm prin rotații. Dar acolo nu, dacă aveți discuții. Stați un pic. Da. Ca mărime? Deci mărimele sunt pentru copii gimnaziale. Deci la gimnaziu. Normal, pentru că sunt copii. Da, alte discuții? Avizul comisiei? Avizul comisiei de învățământ favorabil. Da, spune la vot cine este pentru, împotrivă, abțineri. S-a votat cu număr de 16 consilieri. Trecem la numărul 22. Proiect de hotărâre privind finanțarea integrală din venituri proprii cu suma estimativă de 15.000 lei a cheltuielilor necesare pentru achiziția de mese rotunde, mese dreptunghiulare și scaune, în vederea modernizării căminului cultural cu cuieți
spațiu în care se desfășoară activități diverse, nunți, cumetrii, aniversări și praznice. Și aici fac o rectificare. Se propune finanțarea integrală din venituri proprii cu suma estimativă. A scris 150.000 lei. E o greșeală. 15.000 lei. A cheltuielor necesare achiziției de mese rotunde, mese rectunghiulare și scaune în vederea modernizării Căminului Cultural Cucuieț, spațiu în care se desfășoară activitatea diverse nunți, cumetrii, aniversări, praznice bisericești, cu respectarea legii 98/2007 privind achizițiile publice, precum și articolul 13 ordonanță de urgență numărul 90 din 5 decembrie 2017. Da. Deci, din ofertele pe care le avem, și am fost și noi la diferite locații unde au mers dintre astea rotunde, face scheletul metalic și apoi schelet din pal dintre ăsta melaminat se duce la 1.000 de lei fiecare masă. A fost o parte din consilierii noștri și cu acei specialiști s-au făcut măsurători, trebuie în jur de 15 mese. Dar mai trebuiește masă și pentru oficialități, nu cu metri și așa mai departe, mai trebuiește masă și pentru muzicanți care vin și amplasează ustensilii, componente acolo. Iar scaunele, cum sunt scaunele astea ale dumneavoastră de aici, mi s-a atras atenția că nu pot fi îmbrăcate. Mai nou, acum, ca să faci un eveniment, scaunele se îmbracă în diferite culori, nu? Cu huse. Ei, astea nu pot fi îmbrăcate, celelalte de la Dedeman sunt 150 de lei, 1.500.000. Înmulțit cu 150 de scaune, așa, dă 225 de milioane, așa, plus 150 de milioane, 15 mese, vedeți cât face calculul, și am pus estimativ, așa, am pus 50.000 de lei, motivul care este? Tot acolo, și vă rog să consemnați, doamna secretară, s-a omis, există un referat făcut de domnul Otcoze în care solicită majorarea puterei instalate, care costă 5.000 de lei. Mi-a făcut o ofertă o firmă autorizată. Până în 5.000 de lei, majorarea puterei instalate. Deci vă rog să specificați. Bun, vă întreb, dar dacă facem 150-160 de scaune, chiar nu ai niciun scaun de rezervă, mai trebuie unul la vestiar, trebuie unul la bucătărie, trebuie unul în altă parte, vine un bătrân să stea undeva. Deci am să avem o marjă, să luăm 150-160 de scaune și toate cheltuielile astea să estimăm 50.000 de lei. Dar noi vom justifica cu documente justificative la momentul respectiv. Dacă aveți discuții. Da, discuții. Da, și întreb, domnul primar, de acolo s-a măsurat exact cum se... cum intră mesele da, în distrii da, pe aia. Da, da, am trimis specialiștii. Deci s-a dus Gigel, care a făcut sute de nunți și a organizat. S-a dus de acolo Mihai, împreună cu el, s-a dus Gărbu Cezar și o firmă care a luat măsurători și a zis, cum doriți așa facem? Eu am întrebat, dom'le, facem pentru 8 persoane? Deci 4 familii, facem pentru 10 și ei au luat măsurătorile și au stabilit acolo. Nu fac așa, de-aia am pus estimativ. Iar acolo sus nu pasă în cap mesă rotundă, acolo unde vine oficialitățul, se fac masă mai mare și asta. Deci până acum poate mergea 200 de persoane sau peste în cămin. Nu vor mai merge. Deci vor merge 150-160. Pentru că nu putem să mai stăm cu acele mese și acele bănci, acele se folosesc la pomană. Da. Suntem în anul 2018. Deci trebuie să facem, când te-ai dus, să nu vii să te doară spatele de la nuntă sau unde te-ai dus la orice. Să stai lejer dacă poți să stai, nu? Da. Dacă aveți discuții. Alte discuții? Avizul comisiei? Avorat. La vot, cine este pentru? Împotrivă? Abținere? S-a votat cu număr de 16 consilieri. Trecem la punctul numărul 23. Proiect de hotărâre privind aprobarea efectuării unui studiu de fezabilitate pentru demararea lucrărilor la podul peste pârâul Săratul din satul Cupeț. Da. E vorba despre podul de la Curiță Cojocaru din satul Cucuieț, care face legătura cu cătunul Săratul, ca să vă spun așa, să mă înțelegeți fiecare. Sunt mai multe semnături aici, 8 semnături date de oameni de acolo, în care podul ăla trebuie să intervină în regim de urgență. Deci la podul ăla nu avem niciun ban alocat. Dar aș vrea totuși să fac un studiu de fezabilitate. Am vorbit cu un proiectant și să rămână cu, poate vom avea o rectificare bugetară în cursul anului ăsta, de așa natură să putem să achităm studiul de fezabilitate și să o punem pe lista de investiții anul viitor. Dar anul ăsta totuși trebuie să intervenim să poată circula. Să nu se întâmple, Doamne ferește, un eveniment neplăcut. Vă supun spre analiză și aprobare și eu am notat aici, fără finanțare. Deci să pot să închei contract cu o firmă, fără finanțare și să putem să-i achităm în semestrul 2 anului 2018. Studiul de fezabilitate. Dar reparații o vom face în regii proprii, în limita posibilităților financiare și sumelor de bani care au fost alocate prin buget
la capitolul gospodării comunale. Discuții, dacă aveți. Da. Discuții pe seama acestui proiect. Avizul comisiei. Favorabil. Supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abținere. S-a votat cu număr de 16 consilieri. Trecem la punctul numărul 24. Proiect de hotărâre privind aprobarea reabilitării izvorului cu apă minerală zona Ciunget. Da, se propune reabilitarea izvorului cu apă minerală din zona Ciunget, deoarece în momentul de față se află în stare de degradare. Apa minerală curge în multe locuri prin conducta de captare care s-a fisurat sau s-a spart în diferite locuri. Ce vreau să vă supun spre analiză și aprobare? Nu s-a trecut o valoare. Vă propun eu 10.000 de lei, 100 de milioane. Nu se va ajunge nici într-o cază. Trebuie să mă duc să studiez eu personal situația. Am vorbit cu directorul tehnic de la Rom Silva și aș vrea ca acel surplus de apă care se duce în părăul acolo jos, să nu se mai ducă în părăul acolo jos. Acum, la ora actuală, putem să alimentăm. Când te duci cu bidonul, cu mare majoritate oamenii, o alimentează de acolo și o aduce acasă. Să trec pe sub stânca respectivă cu conductă din cupru sau eventual să vin de la izvor cu conductă din cupru îngropată de teren acolo este destul de dificil, deci și supus alunecărilor și ăsta care pe eu este flexibil. Dar măcar de la locul de unde alimentăm astăzi să duc pe dedesubt și să o duc în parcarea vis-a-vis de mesele pe care le avem noi, în parcarea cealaltă. Așa, să poată alimenta mai multe persoane în perioada de vară când se duc multe persoane acolo. Și totuși să fac și un acoperiș cel puțin semi-rotund, probabil ați văzut dumneavoastră la Zănici și în alte părți, dacă te duci și te oprins o vreme nefavorabil, să poți să alimentezi și să nu te plouă. Cu aprobarea, bineînțeles, a celor de la Direcția Silvică. Am avut o discuție cu dumneavoastră. Dacă dumneavoastră dați aviz astăzi favorabil, în vara aceasta, prin muncitorii noștri contractuali în legii proprii, vreau ca să fac acest izvor, să putem să nu mai stăm acolo. Este și strâmt și aglomerat, iar alte persoane care vin, mai fac și focul, fac și altele în afară de a face foc acolo și aș vrea să trag în parcare încă un șipoțel acolo, să putem să alimentăm din mai multe locuri și să nu permite să ducă apă. Celălalt stă la rând și până când încarcă celălaltul, se duce o grămadă de apă jos. Aș vrea să fie un robinet, în momentul când ai închis robinetul, ți-ai luat apa care trebuie să transferi, să duc în partea cealaltă la cei din parcarea alături. Dacă aveți alte discuții. Da, discuții, domnule. În prima, dacă tot sunt acolo, dacă s-ar putea, să umpli și la izvorul pic, s-a stricat apa, nu mai e cum era odată. Deasupra știți că este balta aia, nu s-ar putea sparge-o cu bamalul. Deci apa asta nu mai e apa care era, știți și pe noastră cum era înainte, acidulată și gustul care l-avea. Momentan, acum, dacă bem apă de acolo, nu prea... Este adevărat. Nu mai mai... Îmi este teamă, pentru că la acel izvor am umblat în anul 2008. Într-una din zile m-am dus cu băieța acolo și anul trecut, sau de mai multe ori am fost. Deci roata izvorului este colmatat tot, absolut. Deci s-a rupt. A venit din... A fost alunecare de teren. Alunecare de teren. De copaș cu tot acolo. Așa. Dacă nu era cum era fântâna, cum este ea de fapt amenajată acolo, cu beton, trebuie să înțelegeți că nu mai era absolut deloc. Deci se pierdea în totalitate. Faptul că este meritul cu este și l-am adus din anul 2008, știți destul de bine, cât de greu l-am transferat și l-am adus acolo, nu aș vrea ca să-i pierdem, pentru că el datează de foarte, foarte mulți ani. Am aici un buletin de analize din anul 1958, deci de 60 de ani. L-am găsit într-o carte. De 60 de ani, deci acum 60 de ani, el era acolo, de poziție, acolo cum se află. Nu zic nu. Voi analiza în timpul verii, pentru că am mai făcut analize de felul ăsta anul trecut. Am făcut analize și avem analize fizico-chimice făcute și corespunde cu cele de acum 60 de ani. Vi le pun la dispoziție la fiecare consilier în ziua când veți veni la următoarea ședință a Consiliului Local. Deci, cum spunem noi, s-au pierdut din acid, s-au pierdut din calități. Eu prezint buletinul de analize din anul 2017 cu cel din 1958 și nu diferă. Da. Asta e un lucru. Da. Ceea ce, cu toți spunem așa, nu numai unul singur. Dom'le, este o baltă acolo și mai departe, o rezolvăm și cu balta aia altă, pentru a duce buldo excavator și a obține o aprobare, că știu și unde este balta, am făcut-o și s-o dus. Nu e o problemă. Dar, repet, vă pun la dispoziție analizele fizico-chimice din 1958 cu cele din anul 2017. Și o să vedeți că nu ne fie. Dacă e cazul, mai facem unul în 2018 și o să vedeți. Asta pot să vă spun. Dar am reținut. Da, mai departe.
Înainte de a trece la... Deci vă rog să puneți spre analiz și aprobare. Ați spus să vrei zborul ajunge? Nu, am întrebat dacă mai sunt discuții. Dacă mai sunt discuții pe seama acestui proiect. Acum eu aș vrea să mai ceva. Nu s-ar putea face cum era înainte. Niște mese turnate din beton, că acolo le mai da și foc. Nu erau înainte. În fața izvorului. În fața izvorului. Dar acolo, dacă le captăm, cum ați dumneavoastră, unii zbăncile alea de lemn, unii, așa zis, răi, infractori, sau știu, cum să-i numim, nu știu, să le facem să fie mai solide. Domnule, nu faptul că nu le facem. Nu erați în Consiliul Local în momentul când am avut mari discuții în anul 2008. Cu multă luptă am putut să sfințesc acel izvor, da, care erați, sau poate l-ați auzit, sub ce formă și cum. Și în anul 2008 am reușit să îl reabilităm și să-l aducem aici unde vedeți dumneavoastră. Dar motivul care a fost, de cine am luptat așa de mult? Nu permite Regia Națională a Pădurilor niciun fel de construcții în pădure, pentru că noi nu suntem proprietari. Nu suntem, da? Deci, pădurea din localitatea noastră face parte din terenul administrativ al Comunei Dofteană, în cei 17.480 de hectare. Dar nu suntem noi proprietari, deci nu se permite construcția. Și v-am dat de înțeles faptul că am vorbit cu directorul, da, tehnic și cu cei care sunt abilitați să poată să-mi permită. Dumnealor, de ce nu permite? O spun, domnule, dacă permite încamparea în pădure a persoanelor lipsite de educație, să vă spun, din interesul tuturor, care se duc acolo și erau las resturi menajere, fac focul, pun în pericol pădurea, vegetația silvică, forestieră, punând mizerie, lăsând mizerie acolo, atunci vine animale sălbatice și este un lucru foarte important, vine ursul sau alte animale care poate să pună în pericol pe cei care vin și ia o gură de apă, lucruri care s-au și mai întâmplat. Eu am vrut să duc un coș de gunoi de la mare, de 4 metri cub, și atunci îl transformam în altceva. Deci, vedeți, am un om de la ajutorul social care în fiecare zi face curățenie acolo. În fiecare zi. Și tot mai există pe părău câte un bidon. De ce am un om acolo? Pentru că mi-am luat angajamentul în fața celor la direcția silvică, nu va fi mizerie niciodată. Să putem să adunăm animale sălbatice, acolo se adună. Și rozătoare, se adună și urs, se adună și altele, și vulpi, și lupi, și nu zic nu, pot să fac. Așa, poți să faci o construcție, că până la urmă le faci de mai parcare, acolo poți să o faci amenajată, bine, unii să parcheze mașină, că așa ar fi normal. Dar ar trebui și dumnealor să fie de acord cu noi. Asta trebuie să fie mai trainică, mai... Până în anul 2008, dacă vă amintiți dumneavoastră, bariera era închisă când am intrat noi, nu? Da. Din anul 2008 s-a întâmplat ceva, s-a deschis bariera singură, așa, înțelegeți? Când am venit noi, așa. Acum facem și noi pași mărunți și poate putem să realizăm ceva, dar nu altceva decât ceea ce prevede legea. Ați văzut ce persoane sunt? Dacă și-au permis, și-au luat crucea de pe Troiță și-au băgat un foc și-au găsit un foc, atunci ce să vă spun mai multe? Nu? Dacă și-au permis și-au făcut focul la cea unu și-au luat cea unu și l-au pus pe masă și-au luat foc masa și-am schimbat-o de două ori până la ora actuală, în ce lume trăim? Ce fel de oameni sunt ăștia? Nu? Dar cineva, cine i-a văzut, că i-a văzut multă lume acolo. Sunt oameni tot de joasă speță, care niciodată nu au vrut poate binele localității Dofteană. Facem niște lucruri bune, investim, sau ne-a luat furtunul de acolo. Odată s-a întâmplat și lucrul ăsta. Nu? Și l-am înlocuit. Odată l-au rupt, l-au alunecat terenul. Deci investim pentru ce? Ne ducem și noi și luăm apă. Dar se duce și foarte multă lume de pe Valea Trotușului și vin și mulți turiști și de la asta. Că au auzit despre așa ceva. Au are o istorie, izvorul Ciulgeț și cel de la Sărăi. Dar eu am reținut astea toate, v-am spus, fac multe, dacă mi se și permite. Deci nu pot să ies din ceea ce înseamnă lege. Trebuie să respect prevederile legale și condițiile în care vin cu dumneavoastră. Dar am reținut, vă mulțumesc. Da. Alte discuții? Avizul comisiei? Aviz favorabil. Supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? S-a votat cu număr de 16 consilieri. Trecem la punctul numărul 25, domnule primar. Domnul Ovidiu, deci n-aș trece la punctul numărul 25 până nu vă dau câteva exemplu cu privire la aceste lucrări. Mai am câteva referate de la mai mulți consilieri în care ați solicitat extinderea sau modernizarea iluminatului public sau extinderea rețelelor de iluminat public. Ele toate sunt atașate și puse la contractul de lucrări pentru modernizarea iluminatului public, care nu face obiectul Consiliului Local. Vă spun. Ele sunt acolo. Dumneavoastră a solicitat o parte extinderea iluminatului public.
Dacă fac, fac ceva cum trebuie. Extinderea iluminatului public ca să pun 3-4 stâlpi de beton, un stâlp de beton se duce la 3.000 de lei. Vreau să vă interesați, uitați-vă pe internet. 4 stâlpi, acest calcul. Ori dacă pun de lemn, să înțelegeți că pun de lemn, care ăștia au o garanție de 5-6 ani sau cât au ei, provizor. Lucrurile astea am să le fac. Am reținut, asta nu înseamnă dacă nu au ajuns în consiliul local, că nu le vom face. Noi suntem executivul și în funcție de întindem bani de așa natură, sacul anul acesta trebuie să-l ținem cât se poate de strâmb la gură, de strâns, ca să putem să le acoperim tot ceea ce am propus noi și ceea ce am promis oamenii. Să facem și să modernizăm satul românesc, cu iluminat public, cu asfalt și așa mai departe. Ce vrem noi? Ei, lucrurile astea se vor întâmpla. Deci vom moderniza iluminatul public încă cu 250 de lămpi stradale, așa cum le avem și cum am spus și luna trecută. Dar dacă fac, fac o uliță, dau un exemplu. Dacă fac ulița de la poarta țării, o fac până la Mihai Taraș. Dacă o fac, o fac toată. Nu pun o lampă aici, un acolo, nu? Sau dacă fac ulița Sarat, o fac de la poliță Cojocaru și până la ultima casă, nu? Așa. Iar extinderea, aici, că am și la Jutăre Vlăduț și ceilalți care mai sunt acolo, m-am uitat, sunt stâlpi de la petrol. Ori legea nu permite alimentarea din două surse diferite. Deci petrolul are stâlpilor și are tablul pe el. Iar dacă mai venim noi pe stâlpii petrolului cu altă alimentare diferită, prezintă un adevărat pericol pentru cei care intervine la rețeaua de iluminat sau la rețeaua electrică furnizoare la petrol. Deci ne trebuieți alți stâlpi. Dar asta rămâne în grija noastră. Și, știu eu, poate din iulie se va rectifica bugetul local, dacă ați văzut în ordonanța de guvern, spune destul de clar că vor veni cu sume compensate la bugetele locale, la primăriile din țară care au rămas în deficit cu bugetul. La noi deocamdată nu este cazul. Dar să vedem ce se va întâmpla. Deci, referatele pe care le-ați făcut, să nu credeți că rămân în stand-by și rămân la praf. Nu. Se va extinde rețele, dar v-am spus sub ce formă. Avem și la Bogata. Exemplu, la Bogata, acolo pe la Contoi, domnul Balcanu, până sus la Areniș. Da, am reținut. Dacă o fac, o fac toată. Dar și în partea la Trăbiești extinsă să ieșim la Costel Țifrea pe ulița cealaltă, care nu are niciun bec acolo. Da. Asta e o problemă. A doua problemă care vreau să vă explic și este fără finanțare asta, la ora actuală. Ieri am avut un grup de proiectanți de la Iași, în care atât eu cât și dumnealor și aparatul specialitate am avut o discuție cu privire la intersecțiile din Dofteana. Deci întâmpinăm greutăți la ieșirea în DN12. Deci nu-ți mai permite prea mulți, acum, fără avizul drumului, drumurilor naționale, celor de la Iași, care au în administrare drumurile naționale, să ieși în drumul național fără aviz. Exemplu, la Bogata, ieri a fost proiectanți după cum măsurător, nu știu dacă i-ați văzut acolo. Deci vrem să facem un singur, să facem un singur proiect pentru toate intersecțiile, cel puțin dacă cheltuim o dată tot și le facem o dată pe toate. Și încep așa, cu ieșirea în DN12 la largă, unde mergem la parcul de agrement, cu ieșirea la Neatoadri Spăială, acolo avem proiect, de când am avut accesul agricol, o dată trebuie să-l facem. Aici la Cocră și este prins prin măsura 72 și deja avem avizul. La DN12 la dumneavoastră, la Bogata, la Părău Mărului, la dumneavoastră și la ieșire de la Gate, la Costel Țufrea, vis-a-vis de guba și acolo. Deci toate fiind cuprinse cu 25 de metri de asfalt, deci intersecția plus 25 de metri. Deci facem acum, nu avem nicio finanțare, am vorbit cu proiectanții de domnul, dacă le puteți să le faceți, le introducem și luăm toate avizele și anul ăsta vom lua noi avizele, iar când va mai face cineva o intersecție sau va face un drum, nu mai e nevoie să ducem la drumul național, că noi deja avem avizul pentru toate. Dar la dumneavoastră va face proiectul plus avizul, documentația pentru avizii la ieșirea în DN12 acolo și asfaltul până unde ajunge la celălalt asfalt. De-aia nici n-a venit data trecută să escavăm, să scoatem plăcile pentru că era altceva, era greu de ieșit în DN12. Dar trebuie să o facem și pe asta. Deci astea, ce v-am spus și cu podul la Cuieț, sunt fără finanțare și urmează ca în semestrul 2 anului acesta, în baza unei rectificări bugetare, să putem să bugetăm și să ne facem, să achităm datoriile, dacă o să fie. Așa, trecem la următorul punct, da? Da, 25. Da, se propune inițierea procedurilor în regim de urgență pentru efectuarea măsurătorilor cadastrale și a ridicărilor topo în vederea intambulării drumurilor comunale, vecinale și străzile din satele Dofteana, Ștefan Vodă, Hăgheac, pe care se va repoziționa rețeaua de canalizare, precum și efectuarea unor studii
geotehnice. Se propune întocmirea unui set de date spațiale pentru rețelele de utilități publice și ale serviciilor publice, conform articolul 5 din legea 51 din 8 martie 2006, a serviciilor comunitare de utilități publice. Da, vă dau explicații. Vă spunem așa, e vorba despre repoziționare. Deci cei ce au făcut măsurătorile de teren la canalizare, pentru canalizare, au măsurat inclusiv cu băieții și au propus așa. De la Vasile Hangan, pe drumul 149A, până la Pod Petrol, tăiat tot asfaltul și pus canalizare. Valea Codului, același lucru, toată, până sus, la Bujor Constantin, inclusiv Lozia. Ce se întâmplă? Atâta timp cât drumul este făcut prin SAPAR, proiect european. Drumul de pe Lozii, care este făcut prin proiect guvernamental. Finanțarea care este aprobată de la Cojocarul la deal, prin GAP, și finanțarea care ați aprobat-o astăzi și ați aprobat indicatorii tehnicilor, nu permite lucrul ăsta. Am avut o ședință pe data de 27 la ora 13 la CRAB Bacău, care am participat personal, și am spus că nu permit. Eu nu pot ca să semnesc un drum de post, pierdem toată garanția și nu se poate așa ceva. Deci nu pot. Un drum turnat cu 2 ani în urmă, acum spuneam că s-o strâng. Bun. Ce se va întâmpla? Repoziționăm. Adică, dacă ne apucăm de lucrare, facem Haideacu, Ștefan Vodă și Dofteana Pot, acolo unul nu s-a turnat asfalt și unul nu s-a turnat tot, care se va duce la stația de epurare. Și în etapa a doua vom face cu cuiețul când va ieși cuiețul din garanții și celălalt de sate, bineînțeles. Pentru că este greu de înțeles faptul, sau nu știu cum să mă exprim, să faci canalizare în Cucuiești și să treci pe sub trotuș la stația de epurare în Lozii. Rămânem cu lucrarea începută, cu drumul distrus și după aceea trebuie să faci de buget local care nu avem posibilitatea. Și am solicitat repoziționarea. Adică, măsurătorile rămân făcute pentru etapa a doua, iar pentru etapa a întâi, diferența de suprafață, câte sunt 7-8 km, să-i facem aici, pe toate ulițe, pe aici, prin spate, pe la biserică, pe Haiac, peste totul, Ștefan Vodă, Palea Câmpului, peste totul, să repoziționăm. Repoziționăm, trebuie să facem măsurătorile de teren, trebuie să facem studiul geo și repoziționăm aici. Lucrurile astea trebuie să se întâmple până la 1 aprilie, pentru că în 15 aprilie cred că se pune lucrarea de canalizare la licitație. Crabul va fi beneficiarii lucrării, pentru că dumnealor vor încasa taxa de branșare la canalizare, iar noi trebuie să facem studiile de teren. Deci să facem dovada proprietății. Pe domeniul public al Comunei Doctane să fac niște construcții. Bun. Deci noi trebuie să facem ce? Nu facem măsurători pe DN12, pentru că nu suntem proprietari. Nu facem măsurători pe DJ116 de drumul județean, ci vom face măsurători pe drumul de utilitate comunală. Dar pe acele drumuri, de exemplu, pe Ștefan Vodă avem măsurători, când a turnat asfalt. Sunt măsurători. Roată școlii pe acolo, pe la Țăcăneală, va trebui măsurători. Pe Varea Câmpuri vor trebui măsurători. Pe Hăgheac, pe locul unde nu se toarnă asfalt, vor trebui măsurători. Și repoziționăm, plecând de acolo, cel puțin dacă facem două sate sau trei, să le facem cu trebuie, să știm că sunt racordați la rețeaua de canalizare. Despre asta vorbim. A doua situație. Deci, la articolul numărul 2, se propune întocmirea unui set de date spațiale pentru rețele de utilități publice. Deci, suntem obligați în baza legii numărul 51 de 8 martie 2006, ca rețelele publice să aibă un proiect, deci să fac niște măsurători. Să nu mă înțelegeți greșit, nu-i proiect, nici ridicare topul, dar se fac niște măsurători. Cum? Unde avem utilități publice? Practic, trebuie să măsoare toată Comuna Dofteana, toate drumurile din Comuna Dofteana, pe unde trec utilități publice, pentru că utilitățile publice trebuie numai pe teren. Și atunci, acolo specifică, unde se află un cămin de apă și la ce distanță în pământ. Dacă se află și rețea de gaze, acolo se află, că aici se referă legea la toți, numai la Dofteana. Da. Dacă se află rețea de energie electrică, dacă se află de apă, ce se numește utilitate publică. Și se bagă în rețele spațiale. Atunci vom vedea pe GPS în toată țara unde există conductă de gaze, la ce adâncime, ce cămin, unde duce, unde se distribuie apa, la ce distanță, la ce adâncime se află căminele respective, fie el de rom, telecom, fie el de gaze, fie el de apă și așa mai departe. Deci trebuie să facem aceste măsurători. Care n-aș putea să vă spun la ora actuală ce v-am citit până acum, cât costă. Dar noi avem un contract cu o firmă specializată care face măsurători. Și noi am estimat niște sume acolo, în buget.
Ei vor face măsurători și în momentul când vor ajunge la suma respectivă, se opresc. Dacă mai avem bani, le dăm, dacă nu, nu. Dar asta vom vedea, pentru că nici nu știu, nici ei nu știu. Nu are de unii să știe cât și pe ce perioadă se va întinde această lucrare. Dar oricum trebuie să fie făcut în mod obligatoriu. Deci vă supun spre analiză și aprobare aceste măsurători de teren spațiale, cât pentru utilități publice, cât și măsurătorile pentru repoziționarea canalizării. Dacă aveți discuții. Da. Discuții pe seama acestui proiect. Supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? S-a votat un număr de 16 consilieri. Trecem la punctul numărul 26. Punctul 26, da? Da. Se propune modificarea și completarea articolului numărul 1 din hotărârea Consiliului Local numărul 80 din 24 iunie 2016 a Comisiei de Validare a Consiliului Local al Comunei Dofteana, întrucât, potrivit ordinul prefectului numărul 56 din 28 februarie 2018, s-a constatat încetarea de drept înainte de expirarea duratei normale a mandatului de consilier local a domnului Diaconu Nelu, consilier local în cadrul Consiliului Local Dofteana, județul Bacău, prin înlocuirea cu domnul consilier Odhoze Vasil. Deci, de aici încolo, preia doamna secretară. Sunați, supuneți spre aprobare acest proiect și pe aia mă retrag cu Comisia de Validare pentru a tocmi raportul în vederea validării mandatului. Deci, domnul președinte, supuneți spre aprobare locuirea cu domnul Odhoze. Spunem la vot. Înlocuirea domnului Odhoze cu domnul Diaconu. Exact cum a fost citit proiectul. Da. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Da. Dacă îmi permiteți să luăm o scurtă pauză pentru a întocmi raportul de validare împreună cu Comisia, domnul Baciu, Odhoze și Bobo. Raportul de validare a mandatului de consilier al domnului Camara Nicolae. Dau cuvântul domnului Odhoze, președintele Comisiei, pentru a prezenta acest raport. Da. Raport privind validarea mandatului de consilier al domnului Camară Nicolae. Comisia de validare aleasă de Consiliul Local Dofteana, în ședința constituită de data 24 iunie 2016, modificată prin hotărârea Consiliului Local din 3 martie 2018, în conformitate cu prevederile articolului 31 aliniatul 2 din legea numărul 215/2001, administrație publice locale republicată, coroborată cu articolul 4 și 5 din Ordonanța Guvernului României numărul 35/2002, privind aprobarea regulamentului cadru de organizare a consiliilor locale, formată din următorii consilieri: Odhoze Vasile, Baciu Sebastian, Boboc, Gheorghiță, Emanuel. În baza legii numărul 115 din 19 mai 2005, pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificare legii administrației publice locale numărul 215/2001, precum și modificarea și completarea legii numărul 393 din 2004 privind statutul aleșilor locale. În conformitate cu prevederile articolului 6 alineatul 1 și 2 din legea 393/2004 privind statutul aleșilor locale, cu modificările și completările ulterioare. În baza prevederilor articolului 31 alineatul 2, 3 și 5 și ale articolului 115 alineatul 1 litera B din legea numărul 215/2001 privind administrația publică locală republicată cu modificare și completare ulterioare. Având în vedere adresa numărul 30 din 1 martie 2018, înaintată de către conducerea județeană a filialei Partidului Social Democrat, prin care se comunică că următorul pe lista de supleanți la alegerile din 5 iunie 2016 este domnul Camară Nicolae, care este membru și face parte din organizația locală PSD Dofteana. Comisia propune validarea mandatului de consilier local în cadrul Consiliului Local al Comunei Dofteana, domnul Camară Nicolae, supleant pe lista de candidați al Partidului Social Democrat al alegerilor din 5 iunie 2016. De asemenea, se propune ca domnul consilier local Camară Nicolae să facă parte din Comisia pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget, finanțe, administrativ, domeniului public al Comunei, agricultură, gospodărie comunală, protecția mediului, servicii, comerț, respectiv, dumneavoastră a spus... Da, secretar al Comisiei. Secretar al Comisiei respectiv. Da? Se propune validarea mandatului de consilier local în cadrul Consiliului Local al Comunei Dofteana al domnului Camară Nicolae, supleant pe lista de candidați ai Partidului Social Democrat la alegerile locale din data de 5 iunie 2016. Se propune ca domnul consilier local Camară Nicolae, membru Comisiei de
programe de dezvoltare economică sociale, buget, finanțe, administrativ, domeniul public al Comunei Dofteana, agricultură, gospodărie comunală, protecția mediului, servicii, comerț, respectiv secretar al acestei comisii. Îl invităm pe domnul Camara Nicolae și pe dumneavoastră, dacă doriți, să ne ridicăm în picioare, să depunem votul. Aprobat, da. Validarea? Da, spunem la vot validarea domnului consilier Camara Nicolae. Cine este pentru? Împotrivă, abținere, s-a votat cu număr de 14 consilieri. Subsemnatul Camara Nicolae, consilier în cadrul Consiliului Local al Comunei Dofteana, județul Bacău, în conformitate cu prevederea articolului 32, alineatul 1 din legea 215-2001, administrației publice locale, republicată în termenul articolului 3 din legea 286 din 29 iunie 2006, depun în fața Consiliului Local următorul jurământ. Jur să respect Constituția și legea țării, să fac de bună credință tot ceea ce stă în puterea și priceperea mea pentru mine lucrătorii Comunei Dofteana. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Iarăși cu 17 consilieri, cum am fost și până în prezent. Domnul Camara Nicolae va fi coleg cu noi și cu dumneavoastră. Să sperăm până la sfârșitul mandatului în anul 2020. Domnul Camara Nicolae este consilier nu de Bucuieți, este consilier în Consiliul Local Dofteana și va face tot ceea ce este în putință, dar, în general, îi voi da un membru supleant de pe lista de consilieri PSD și să vă ocupa, inclusiv cu doamna Camara, cu domnul Covaș Florin, de unele sectoare din Dofteana plus și din alte sale. Dacă dumneavoastră aveți alte discuții. Îi dorim succes, bineînțeles. Nu știu dacă la petrol vă pune la treabă, dar să știți că la noi trebuie să faceți treabă. Exact ceea ce spune jurământ. Da. Dacă aveți dumneavoastră alte discuții sau întrebări, să ne dați. Dacă nu aveți, vă mulțumesc pentru votul care l-ați dat. A fost o ședință destul de lungă, consistentă. Am aprobat bugetul data trecută, acum am aprobat lucrările ce vor sta la baza consolidării și la baza investițiilor anul acesta. Din informații pe care le-am, vă pot aduce la cunoștință că s-a încheiat la CNSC București, deci Comisia de Stabilire și Soluționare a Contestațiilor București cu Grădinița. Cred că în cursul săptămânii viitoare va judeca cine a câștigat licitația și probabil vom încheia și contractul cu construcția grădiniței la școala Scala Loghi în Dofteana. Cu drumul pe măsura 7-2 s-a încheiat, v-am spus, proiectarea. Proiectul a fost dus la verificator, probabil săptămâna viitoare, într-una de zile, în baza unui proces verbal îl luăm în primire și îl predăm la AFIR, se va verifica și apoi vom pune drumul la licitație, la execuție. Nu, vom pune la licitație execuția drumului. Drumul care face legătura de la Parcul Dendrologic până la Părău Adânc, încă suntem în contestații, o să vă informez la momentul respectiv despre situația lui și în ce... Dar cred că până pe data de 10 martie trebuie să ne apară răspunsul că se va împlini pe 7 pe 8, se va împlini cele 20 de zile în care este termenul legal de soluționare a contestațiilor. Dacă nu mai aveți alte probleme, vă doresc numai bine și vă mulțumesc pentru...